să vedem care-i faza cu villagerii de înjură. Am revenit cât am putut de repede cu clipul ăsta, pentru că villagerii din Minecraft au luat o razna. Au început să-și facă de cap, să înjure lumea, să facă direct revolte, mai ceva ca în Paris. Olu! Mamă, bineînțeles că asta e de fapt un trend de meme-uri scăpat de sub control. Iar eu mă aflu azi aici să vă spun care e faza cu meme-ul cu villagerii din Minecraft. Și să râdem puțin la editurile astea geniale. Așa că stați până la sfârșitul clipului ca să și aflați cum sunt făcute aceste meme-uri. Iar dacă nu vă deranjează, faceți și voi o șustă cu degetul ăla mare spre butonul de like. Eu nu mă supăr nici dacă dați ăla de bine subscribe. Bine zice, bine zice. Cum se face, mă, că în 2023 au învățat villagerii din Minecraft să vorbească română? Cum s-a ajuns aici? Să-i dau foc, mă, pișeamă și pe el de villager. Mamă, rip casă. Și pe el să mă piș. Rip casă, chat. Hai că e bine, Dumnezeu să-l ierte de casă. Fun fact, fun fact, nu am fost primul care am făcut trendul ăsta. Băiatul ăsta a făcut trendul pe România. Trendul e de ceva săptămâni în afară, dar băiatul ăsta a făcut primul episod de genul pe România. Ce p***? Mamă. Bine, acum stau și mă întreb, ăștia care au făcut meme-ul, așa nicio milă n-au avut de villager? I-au dat foc la casa lui muncită? Urât, urât. Păi nu mă mir că au prins NPC-urile glas. La ce viață grea au avut cu voi. Normal că l-am jurat, nici nu pot să-l învinovățesc. Ce vă imaginați, că villagerii s-au oprit doar la înjurături? Nu, odată ce au învățat. Da, o să existe și fan și rang de youtuber. Există și rang de youtuber. Hai să vedem mai departe. Agățat limba, acum pot comunica mai bine cu fetele. Auziți aici replică de agățat netrebnică. Un alt moment viral din trendul ăsta vine de la Sinner, când a descoperit în Minecraft cel mai patriot villager văzut vreodată. Mă, ce se aude în casa asta? Mă, cine e băiatul ăsta? Mamă, mămăligă și sărmale. Dacă știu să vorbească în română, să cânte și imnul, era doar o chestiune de timp până să învețe să cânte și manele. Așa a ieșit varianta Made in Romania, cântată de un villager. Dar au mai fost și alte cover-uri, o să vă arăt acum. Da, nu o să zic, dar eu am făcut primul cu Made in Romania, ok? Nu e clipul meu, e clipul unui băiat care mi-a luat mie. Da, nu o să zic nimica, dar eu am făcut primul cu Made in Romania. România, pentru că am căutat ce melodii nu sunt făcute, era făcută abia trotinete, doar că eu am postat, sau cred că putem și să căutăm, sincer, dar băiatul ăsta a luat sunetul, cred că a luat sunetul meu și a făcut el TikTok-ul, se practică treaba asta, n-ai ce să zici, villager, manele, ia stai să vedem dacă găsesc, da, ia să vedem. Am văzut cum are fața, dăm mai jos, mai jos, mai jos, bă, dar nu găsesc. Cred că villager înjură, cred că găsesc așa. Hai să vedem. Uite clipul ăsta, de l-am văzut. Ia să vedem. Ok, am găsit originalul și hai să vedem dacă îl găsim și pe al doilea. Găsim-o pe al doilea. Mă, sau poate băiatul chiar a făcut înaintea mea, dar nu cred. Ha, fac și eu ca un villager. Da, nu găsesc că... Da, deci ideea e că ăsta e sunetul original. Ia stai, original sound. A, n-a făcut, mă, n-a schimbat ăsta. Bă, deci chiar m-am uitat, bă, a făcut cineva cu Made in Romania, n-a făcut nimeni. Mă, câte sunete sunt cu ăsta. Și am văzut că a pus alt clip. Știi? Na, mă rog. Da, poți să joci pe T-Launcer. Ia uzi, trotinetele. Puteți să jucați de pe T-Launcer dacă nu aveți premium. Deci nu trebuie să aveți cont de Minecraft Premium ca să vă jucați pe server. Hai să vedem. Eu v-am dat exemplul ăsta cu manelele, fiindcă mi s-a părut mai amuzant. Dar ce credeți, că Ian și Asteca au scăpat? Sau Bazooka? Nu, există variante și pentru ei.
Din punctul ăsta, o mulțime de oameni s-au apucat să facă momente sau mimuri virale. Cum ar fi momentul de rage legendar al lui Stresu sau Imogen cu mă sună Money Calling, răspund sau nu răspund? În groapă, Ioane, în groapă! Bă, prea bun asta! Alt moment sociocultural de o înaltă anvergură care a fost memat a fost ăsta de la Acces Direct, când doamna care vorbea a spus doamnă despre nepoata sa că se dezbracă în... Doamnă! Bun, pariu că deja intuiți că trendul ăsta de mimuri nu a plecat de la noi. Existau deja în afară cover-uri făcute de villageri, cum ar fi Eminem Rap God sau Michael Jackson cu Billie Jean sau Gangnam Style și altele. Dar cum sunt făcute aceste cover-uri? Cu AI. Da, cuvântul ăsta care e prea prezent în 2023. Găsiți genul ăsta de conținut căutând Villager AI Cover. Asta e doar o continuare a valului de voice AI care a pornit de ceva timp. Sigur vă amintiți de președinții americani care se jucau Call of Duty și făceau roast. Sau unele melodii cântate de artiști decedați tot prin intermediul AI-ului. Găsiți cover-uri AI de la Kurt Cobain, Amy Winehouse, Freddie Mercury. Multe nu sunt chiar reușite, dar posibil ca pe viitor să se îmbunătățească. Astea cu villagerii nu știu cât se mai pot îmbunătăți, că după părerea mea sunt perfecte. Sună exact cum trebuie. Doamne. Sunt mai multe programe de voice AI sau site-uri prin care puteți să faceți și voi același lucru. Găsiți tutoriale pe YouTube. Nu vreau să vă trimit pe un site anume, că nu știu care e cea mai safe și bună variantă. Dar procesul nu e deloc greu. Tragi de exemplu un MP3 cu sunetul pe care vrei să-l transformi, îl bagi pe site, îți alegi vocea, adică Trump, Andrew Tate, Villager sau ce mai vrei tu, și aștepți ca AI-ul să-și facă treaba. Fiind atât de accesibil, de-aia ne-am trezit cu mimuri cu villagerii din toate părțile. Mama, Ankara Messi! Ankara Messi! Dacă ai ajuns până aici, nu uita să lași un like, subscribe și să-mi spui despre ce mai vrei să afli care e faza. Bun!